și gândurile noastre sunt către România, către Marea Unire și acest lucru ar trebui să se întâmple în fiecare zi. Pe această cale vreau să le mulțumesc celor care luptă pentru unire, celor care promovează unitatea neamului nostru românesc, dar să menționez și faptul că de unire, de valorile naționale, de valorile românești, ar trebui să vorbim în fiecare celulă a societății, în licee, în universități, în școli, în grădinițe,